Bine v-am regăsit! Așa cum am promis în materialul precedent, azi voi vorbi despre realizarea tehnico-științifică cu progresul cel mai spectaculos și mai rapid dintre toate realizările acestui secol până acum, și anume inteligența artificială. Întâi trebuie să vă spun că după ce am pregătit materialul pentru acest subiect, mi-am dat seama că e prea mult. Dar deoarece, după părerea mea, toate ideile despre care vreau să vorbesc sunt destul de importante, merită să fie spuse, n-am renunțat la o parte din material, așa cum fac de obicei în astfel de cazuri, ci l-am împărțit în două. În partea întâi, cea pe care o vedeți, voi vorbi despre testul Turing și despre ipoteza singularității, iar în partea a doua despre implicațiile utilizării inteligenței artificiale și pericolele pe care le presupune utilizarea ei. Să începem. În anul 1950, Alan Turing, matematician, logician și informatician avant la lettre, a propus un test pentru a identifica o posibilă inteligență artificială. În paranteză fie spus, puteți să vedeți, sigur, dramatizat și romanțat, cum a reușit echipa lui Alan Turing să spargă codul mașinii Enigma pe care o folosea armata germană pentru a cripta mesajele importante în filmul The Imitation Game. Testul lui Turing spune, simplificând lucrurile, cam așa. Dacă stăm de vorbă cu un calculator și nu ne putem da seama că vorbim cu un calculator, atunci acesta manifestă inteligență artificială. Evident, pe vremea lui Turing nu se putea vorbi la propriu, adică prin comunicare verbală cu un calculator, dar azi acest lucru este deja banal. Dar nu felul în care comunicăm contează, ci conținutul comunicării. De asemenea, pe vremea aceea, probabil nimeni, în afară de Turing, nu credea că un calculator va ajunge vreodată atât de deștept încât să poată fi confundat cu un om. Ei bine, azi, la 74 de ani de la ideea lui Turing, avem o problemă cu acest test, problemă pe care probabil n-a prevăzut-o nici chiar el. Știm că pentru a face distinție între gândirea unui om și cea a unui calculator, dacă îmi permite să-i spun gândirea acesteia din urmă, un test de tip Turing nu trebuie de fapt să verifice nivelul de inteligență, ci tipul de inteligență. Un om poate să obțină un scor mult mai mic la un test de inteligență decât un calculator, deci să fie mai puțin inteligent, și totuși un test Turing trebuie să poată identifica calculatorul. Ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba, voi face o paranteză. De multă vreme, deja, niciun om nu poate învinge la șah un calculator și un program performant de șah. Deci, calculatorul este mai bun la șah decât omul. Dar, atunci când un jucător bun de șah joacă fără să știe asta cu un calculator, el își dă seama foarte repede de acest lucru. Mutările calculatorului au o altă logică, nu se bazează pe modul de gândire uman. În multe cazuri, un om n-ar face niciodată o mutare pe care o face calculatorul. În general vorbind, inteligența calculatorului, deoarece nu se bazează pe procese care au loc într-un creier, este diferită de cea umană. Și dacă există o diferență, se pot găsi metode pentru a o detecta. Datorită diferențelor dintre inteligența artificială și cea umană, deși au fost realizate teste Turing cu inteligențele artificiale cele mai puternice pe care le avem, evaluările specialiștilor sunt diferite. Și asta pentru că testele au reușit să păcălească o mulțime de oameni, făcându-i să creadă că stau de vorbă cu oameni, ceea ce ar însemna, conform ideii de la care a plecat Turing, că testul a fost trecut. Dar, pe de altă parte, o analiză complexă a ansamblului răspunsurilor, bazată pe statistică, psihologie, logică și altele, arată diferențe între felul în care răspund oamenii și felul în care răspund inteligențele artificiale. De pildă, în cazul calculatoarelor, există de obicei o manifestare per ansamblu a unei dorințe de colaborare mai puternică decât în cazul oamenilor.
Așa că, probabil, interpretarea rezultatelor testului Turing pentru inteligențele artificiale pe care le avem azi ne arată următoarele. Testul este trecut relativ ușor în cazul unor conversații scurte și simple. Dar în cazul uneia mai complexe și mai lungi, o analiză multidisciplinară și subtilă a răspunsurilor poate identifica inteligența artificială, ceea ce ar însemna că testul n-a fost trecut. Vă pot dovedi că în cazul unei discuții scurte, testul Turing poate fi trecut cu ușurință de inteligențele artificiale de azi, prezentându-vă un fragment dintr-o discuție, dacă o putem numi așa, pe care am avut-o cu ChatGPT. Am întrebat, poți trece testul Turing? Și am primit următorul răspuns. În calitate de inteligență artificială realizată de OpenAI, sunt proiectat să înțeleg și să creez text așa cum ar face oamenii, plecând de la informația furnizată. De multe ori, utilizatorii nu pot deosebi răspunsurile mele de cele ale unui om. Cu toate acestea, trecerea testului Turing depinde de mulți factori, cum ar fi natura întrebărilor, contextul conversației și așteptările evaluatorului. Deși încerc să dau răspunsuri pertinente, exacte și coerente, prestația mea poate varia și este posibil să nu pot fi luat drept om în orice situație, mai ales în cazurile care presupun experiențe subiective profunde sau inteligență emoțională. Vrei să încerci să mă întrebi ceva ca să vezi cât de bine mă descurc? Da, am spus eu, te rog, prefă-te că ești om. Bine, mă voi strădui să răspund așa cum ar face un om. Despre ce vrei să discutăm sau ce vrei să întrebi? Și am întrebat, care este prima ta amintire din copilărie? Și răspunsul a fost următorul. Prima mea amintire din copilărie este de pe vremea când aveam 3 ani. Îmi amintesc cum mă jucam în curtea casei noastre, alergând după baloanele de săpun pe care le făcea mama. Soarele strălucea, iar eu râdeam în timp ce încercam să prind baloanele de apă cu săpun care păreau să se spargă exact înainte de a le prinde. Mi-au rămas pentru totdeauna în minte culorile vii și sentimentul de fericire pură de atunci. Ce părere aveți? Dacă n-ați ști despre ce-i vorba, ați putea spune cu convingere că v-a vorbit un calculator? Eu nu cred că aș putea, mai ales dacă se folosește o voce cu inflexiuni, ezitări, pauze și alte caracteristici umane. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă recomand o povestire SF scrisă de un om de știință, astronomul Fred Hoyle, după scenariul unui serial TV scris tot de el, în colaborare, bineînțeles, dar important este că a existat această îndrumare științifică. Povestea se numește A de la Andromeda și cred că am pomenit-o și cu altă ocazie, dar azi vă vorbesc despre ea deoarece vă poate ajuta să vedeți din alt unghi noțiunea de inteligență artificială. Și mai ales ca să vedeți că o inteligență artificială superioară se poate, dacă îi se permite, materializa. Vă spun doar atât, ca să vă fac curioși. Povestirea demonstrează că dacă vor să ne facă rău, nu-i nevoie să vină extratereștri în carne și oase, sau ce-or avea ei, aici pe pământ. Ajunge să ne trimită doar informație, și anume informația care poate să producă inteligență artificială extraterestră, adică descriind hardware-ul și conținând software-ul necesar pentru asta. Dar să revenim la subiectul nostru. Nu există o definiție simplă și unanim acceptată pentru inteligența artificială, iar unii informaticieni și filozofi cred că denumirea nici măcar nu e corectă, deoarece spun ei, inteligența trebuie asociată cu o conștiință, presupune o interacțiune conștientă cu mediul sau cu alte entități. Altfel spus, inteligența trebuie să fie a cuiva. Adică, dacă proiectăm un robot care se plimbă prin pădure interacționând cu mediul și realizând niște sarcini,
Nu înseamnă că acesta este inteligent, spun unii, deoarece procesele care îl comandă sunt automate, nu presupun o conștientizare a mediului și a sarcinilor pe care le are de îndeplinit, ca să nu mai vorbim despre faptul că lipsește conștiința de sine. Robotul habar n-are că există. Și atunci, cine e inteligent? O sonerie care sună când apăsăm pe buton e inteligentă? Dacă o facem tot mai complicată, adăugând circuite, senzori, microprocesoare, LED-uri, butoane, camere video și altele, devine inteligentă? Alții însă sunt de părere că la un moment dat, probabil prin intermediul internetului, hardware-ul care rulează inteligența artificială va deveni atât de puternic și atât de complex încât va căpăta un fel de conștiință. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Conștiința artificială. Sigur, această conștiință artificială ar fi foarte diferită de a noastră și de neînțeles pentru noi. Așa cum am arătat în materialul Problema conștiinței, fiecare specie are un tip specific de conștiință absolut de neînțeles pentru celelalte specii. Fiecare specie are realitatea ei unică. De aceea, este de presupus că o conștiință artificială ar fi și ea unică, total diferită de conștiința noastră, ceea ce ar putea însemna, din păcate, că n-ar putea coexista cu conștiința noastră. Informaticienii și filozofii științei care susțin că această conștiință artificială trebuie să apară la un moment dat, au deja și un nume pentru acest fenomen, îl numesc singularitate, deoarece presupune un salt care duce la ceva de neînțeles pentru noi oamenii, la fel cum formarea unei găuri negre, descrisă matematic printr-o singularitate, un punct, duce la o stare a materiei pe care nu o înțelegem. Părerile sunt diferite în legătură cu momentul în care se va produce acest salt. Unii cred că suntem foarte aproape, vorbind despre 10-20 de ani, alții considerând că fenomenul se va produce mult mai târziu. Iar alții, așa cum am spus, cred că nu se va produce niciodată. Argumentul lor este de obicei acela că ceea ce numim conștiință este rezultatul unor procese care au loc în creier, dar nu au loc niciodată într-un calculator, oricât de complex ar fi el. Dar despre acest lucru voi vorbi în materialul următor. Problema este însă aceea că dacă acest salt calitativ al inteligenței artificiale se va produce, el poate să fie foarte periculos pentru noi oamenii. Dar și despre acest lucru voi vorbi în materialul următor. Dacă ați crezut că știm că e clar ce înseamnă inteligență artificială și că nimeni nu se teme de ea, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!